Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. În ediția de astăzi vom discuta despre suferințele osteoarticulare, dar nu așa cum ne-am obișnuit. Ele sunt multiple, iar terapiile din ce în ce mai avansate. O atenție deosebită se acordă la nivel mondial terapiilor biologice. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că organismul nostru, prin mâna medicului, poate să vindece acolo unde apare o suferință. Dar mai mult decât atât, ne poate explica astăzi domnul doctor Andrei Ioan Bogdan. Este medic primar ortopedie, traumatologie, chirurg ortoped, specializat în chirurgia gleznei și a piciorului, supra-specializat în traumatologie sportivă, supra-specializare terapii biologice. Din 2015 este și coordonatorul medical al Clinicii de Ortopedie, Neurologie și Recuperare Medicală Centro Kinetic. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că sunteți împreună cu noi. Mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, am văzut că ați învățat mult, ați și călătorit în scop de învățare mult în afara granițelor României. Ați lucrat în spitale de urgență, precum Sfântul Pantelimon, Elia, Spital de Urgență Floreasca, cadru didactic universitar pentru o perioadă. Spuneți-mi, vă rog, care a fost momentul când ați simțit că este nevoie mai mult pentru ortopedia românească? Când am ales-o, probabil. Când ați ales-o, în primul rând. Când am ales ortopedie, gândirea era una mult mai superficială față de ceea ce a devenit ulterior, pentru că nu știam cu ce să mănâncă specialitatea. Din păcate, neavând nici părinții care să fie medici, să poată să te coordoneze, că e mult mai simplu dacă spune cineva ce va urma de obicei în viață, dar neavând această posibilitate, m-am gândit că față de alte specialități în ortopedie, încă de când ești rezident, faci lucruri. Adică tratezi întors, poți să faci diferite infiltrații, pui gipsuri, scoți gipsuri și așa mai departe. Acum, dacă vă gândiți la chirurgie cardiovasculară, să fii rezident, nu cred că te lasă nimeni acolo să pui mâna pe inimă, să o scoți pe mază, nu știu ce să faci, să-ți dureze nu știu de ore operația, 7-8 ore. Dar ca ortoped, rezident, din prima faci lucruri și asta m-a atras foarte mult. Și ulterior, discuția se complică, pentru că, de fapt, după ce începi să profesezi sau după ce intri în rezidențiat, îți dai seama, de fapt, ce înseamnă specialitatea ta. De aceea mulți renunță și au pe alte drumuri. Pentru că în timpul facultății nu faci ortopedie decât 2-3 luni de zile în care nu vezi mare lucru, nu-ți dai seama de ceea ce se întâmplă. Deci, ulterior, cum să vă zic, am descoperit ortopedia, au fost multe lucruri care m-au făcut, de exemplu, să renunț la anumite tehnici chirurgicale sau ortopedia noastră e foarte vastă. Sunt foarte multe tehnici chirurgicale. Sunt tehnicile chirurgicale pe care le facem în momentul în care sunt urgențe, în care dăm foarte multe radiografii. Sunt chirurgia cronică la pacienții vârstnici, ce înseamnă protezări articulare. Și este traumatologia sportivă care se adresează acestei ramuri sau acestei categorii de oameni, nu neapărat sportivi de performanță, cât și amatori sau simpli oameni care fac aceste accidentări pur și simplu, nu știu, din întâmplare. Este o provocare, până la urmă, ortopedia sportivă. Ea aduce ceva în plus față de ceea ce se întâmplă zilnic cu fiecare dintre noi? Este nevoie de o pregătire specială? Întotdeauna știu că pacienții și-au dorit să fie îngrijiți de un ortoped care se ocupă de sportivi, spunând că, domnule, el are ceva în plus, el știe mai mult. De ce oare? Ce vi se pare? E o diferență atât de mare? Dacă este să fim corecți, în afara țării noastre unde există aceste supra-specializări și oamenii primesc într-adevăr niște diplome din partea Ministerului Sănătății, fiecare pacient care are o problemă în domeniul ortopediei se adresează unui medic supra-specializat, pentru că afară toți medicii ortopedi sunt supra-specializați. Nu o face nimeni, de exemplu, la noi până acum câțiva ani de zile, dar noi ca și ortopedi ne-am împărțit pentru că am vrut noi, nu că ne-a forțat Ministerul Sănătății, fiecare opera tot. Mai bine sau mai rău. Depindea foarte mult de curba de învățare pe care o avea în zona respectivă. Adică dacă practic se întâlnea cu cazurile respective înainte și așa mai departe. În momentul de față ne-am dat seama
că dacă te specializezi într-o anumită direcție, practic ceea ce faci tu din punct de vedere medical este la un nivel mult mai înalt. Și așa, din punctul meu de vedere, ar trebui să procedeze toți medicii ortopedi să-și aleagă un domeniu, să învețe foarte bine să facă acele intervenții. Și o să vă dau un singur exemplu. Ai zice că dacă te specializezi în chirurgia gleznei și piciorului, da, câte operații poți să faci? Păi vă spun un singur lucru. Dacă ai monturi sau hallux valgus, care e o afecțiune destul de frecventă și apare eminamente la femei, sunt 123 de tehnici chirurgicale. Deci numai aici, pe o singură afecțiune, ai 123 de operații diferite pe care trebuie să le înveți. Deci, practic, dacă ne gândim la tot ce înseamnă gleznă și picior, probabil că ai 400-500 de tehnici chirurgicale. Asta e ortopedia. Și atunci nu poți să faci și gleznă, și genunchi, și umăr, și coloană, și șold, și mini-invaziv, și protezare, și așa, că n-ai, în mod cel n-ai cum să le faci pe toate la același nivel. Și atunci trebuie să faci o alegere la un moment dat. Dar, domnule doctor, să fim cinstiți, pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, ar trebui tot atât de mulți specialiști, pentru că în condițiile în care avem un număr limitat de ortopezi, să zicem, avem 400, dacă pe aceștia deja îi împărțiți în supra-specializări, înseamnă că nu știu ce mai rămâne de ortopedie, adică e greu, ai nevoie de personal totuși mult mai mult decât avem. Cumva trebuie o gândire la nivel național. Absolut. Pentru că la nivel național, în mod cert, există niște statistici și atunci tu știi câți pacienți ai într-o anumită afecțiune, cât se adresează și așa mai departe și atunci știi de câți specialiști ai nevoie ca să poți să susții sistemul medical respectiv. Sigur, mai este și problema spitalelor de urgență, unde nu putem să așteptăm să chemăm specialistul pentru picior și pentru gleznă, ci este nevoie de ortopedul care, într-un traumatism, să poată să intervine rapid, pentru că e altă specialitate. Asta, adică e altă specialitate. Asta există spitale și în afară, spitale cronice și spitale de urgență. În spitale de urgență se adresează pacienții care au urgențe, traumatisme, fracturi și așa mai departe, iar în spitalele cronice sunt ceilalți pacienți care au celelalte probleme, adică au artroze, adică boli degenerative, au deformații date de iar alte afecțiuni reumatologice, de exemplu ai poliartrită reumatoide, se deformează articulațiile, uneori trebuie să le corectezi din punct de vedere chirurgical și așa mai departe. Sunt o grămadă de afecțiuni care pot fi tratate în zona asta de și încadrate ca afecțiuni cronice. Ați urmat multe cursuri în străinătate. Eu văzusem o perioadă în Suedia, probabil că ați fost în multe alte țări. Ați putea să-mi spuneți de la fiecare sau așa, în mare, ce anume v-a adus în plus supra-specializarea în respectivele țări? Păi, sunt trei lucruri importante. La începutul carierei, și asta e valabil pentru orice medic, la începutul carierei, te duci și rămâi foarte impresionat de ceea ce fac ceilalți, pentru că nivelul este foarte ridicat. Ulterior, fără doar și poate, ți însușești ca medic tehnicile lor, principiile lor de gândire, principiile de tratament, momentele, operatorii, deci toate caracteristicile pentru a efectua un act medical corect. Pe măsură ce înaintezi în carieră, după aceea sunt cursuri la care te duci să îți întărești ideea că și tu faci ca ei. Și nu mai înveți mare lucru, și sunt, din păcate, și anumite cursuri și anumite tehnici chirurgicale, îți dai seama că e foarte greu să le aplici la noi în țară. Cam astea sunt ideile de care te lovești în momentul în care te duci la un curs în afara țării. Care sunt cele mai multe suferințe cu care vă confruntați zi de zi? Eu, acum, profesând în domeniul privat, bineînțeles că este patologia total diferită față de ceea ce întâlneam când eram la Spitalul de Urgență Florească. Vă dați seama, acolo erau numai traumatisme, erau accidente extrem de grave, erau pacienți care stăteau luni de zile în spital, am avut pacienți care am făcut câte 30 de operații ca să ajungem cu el în zona de a predeveni un om cât de cât normal, pentru că sunt anumite traumatisme unde nu poți să atingi nivelul de dinainte al pacientului din punct de vedere medical. În momentul când ajungi în zona privată, se schimbă patologia. Iar eu, specializat în traumatologie sportivă, practic am de-a face cu foarte mulți oameni tineri care au probleme practicând sport de performanță sau sport amator. Cei mai mulți sunt sportivi amatori, bineînțeles. Și cu ce ajung ei la dumneavoastră? Cu leziuni. Cea mai frecventă patologie la nivelul genunchiului. E cea mai frecvent lezată articulație. Ulterior vorbim despre gleznă, șold și umăr. Am văzut că v-ați supra-specializat în terapiile pe care noi le considerăm moderne pentru că au ajuns în România cam în ultimul deceniu și mă refer la terapiile biologice. Mi se pare că este o invenție extraordinară, probabil vor urma și altele, dar pentru această etapă, etapa România,
ele fiind, așa cum mi-a spus înainte de a intra în emisiune, vechi de zeci de ani. Este un lucru extraordinar. Este așa cum vrem să reparăm ceva, dar cu materialul nostru. Mi se pare extraordinar. Haideți să vedem ce înseamnă aceste terapii biologice. Ce aș vrea să vă spun înainte este că cumva gândirea noastră s-a schimbat, adică și a pacientului și a medicului. Și dacă stăm să ne gândim puțin, când ne gândim la vremea lui Leonardo da Vinci, știți că pe vremea lui, dacă medicul, pacientul nu trăia în urma intervenției chirurgicale, medicul își pierdea mâinile. Wow. Deci așa era atunci conceptul. Ulterior, dacă pacientul supraviețuia intervenției chirurgicale, nu se infecta și așa mai departe, era și mai trăia, nu știu cât, o săptămână, o lună și așa mai departe, era un câștig realmente. În momentul de față am ajuns la ideea de a fi ce eram înainte de traumatism. Și toată lumea își dorește o reintegrare cât mai rapidă din punct de vedere social, profesional și familial, că trăim într-o era viteze. Nimeni nu mai... Gândiți-vă că acum, să zicem, 50 de ani, dacă pacientul avea o fractură la mână, îi se punea o imobilizare, stătea cu ea 3 luni, dacă mai mișca cotul după aceea, era un câștig, dacă nu, nu era nicio problemă, nu s-aștepta nimeni să mai poți să miști cotul și dacă îți păstrai mâna era ok. În momentul de față nu mai poți să accepti un astfel de rezultat, nici pacientul, nici medicul. De asta s-au inventat atât de multe tehnici chirurgicale, atât de multe implanturi. Sunt tot felul de idei, să poți să faci acum și remene, să treci prin aeroport, să nu ai nicio problemă, să nu mai scoți implanturile, să fie perfect compatibile. Și am ajuns în zona asta în care totul este posibil. Și, de exemplu, ca să dau același și să rămân în zona asta, acum dacă pacientul are o fractură de humerus, îi pui o tijă și în maxim 3 zile își folosește mâna aproape complet. Bineînțeles că are o perioadă de recuperare de vreo 2 luni de zile, dar terapia ocupațională, adică să mănânce, să se spele, să se îmbrace, e exact ca înainte. Dar vă referiți la o anume categorie de tineri pacienți, nu la cei vârstnici care ar putea să aibă o astfel de suferință și se recuperează în 3 zile. Nu se recuperează atât de repede, dar totuși și ei, înainte dacă stăteau probabil 6 luni, acum stau o lună. Da. Adică pentru toată lumea, pentru toate categoriile de vârstă, este un progres remarcabil în zilele noastre. Iar aceste terapii biologice au apărut tot din această dorință de a recupera mai repede, de a exista posibilități mai puțin invazive, prin care pacientul să aibă un câștig real din punct de vedere medical. Haideți să vedem ce înseamnă ele, de fapt. Să le luăm așa, ABC-ul terapiilor. Terapiile biologice folosesc propriile celule. Ele sunt în sine două tipuri de celule. Sunt trombocitele, care se găsesc în sângele periferic și se folosesc ca și terapii biologice, bine, nu în domeniul ortopediei, ci în estetică au fost folosite foarte mult, încă de prin 1960, deci au cam 60 de ani de istorie. Ulterior au început și în ortopedie, bine, ulterior înseamnă cu vreo 40 de ani, și în momentul de față, chiar dacă mai există controverse la nivel mondial, adică controverse unde sunt, ce concentrație să folosim, sunt tot felul de kituri, sunt tot felul de companii, pentru că până la urmă e un business și toată lumea își dorește să aducă ceva nou pe piață și sunt companii care vin și spun dacă concentrația mea de trombocite e mai bună, ba nu, a mea e și tot așa mai departe. Noi până la urmă suntem, dacă stați să vă gândiți, suntem niște executanți. Adică noi facem în urma acestor prezentări mai mult sau mai puțin convingătoare, facem niște alegeri și acele alegeri pe care noi le-am făcut se resimt pe pacient, ca să zic așa. Și încercăm să luăm cel mai bune alegeri și aceste alegeri se bazează pe studiile care există la ora actuală și firma care are cel mai multe studii și sunt cele mai convingătoare ne fac să alegem produsele lor și practic să le punem aceste terapii în practică. Dar, cum să vă zic, rezultatele sunt demonstrate în momentul de față. Deci vorbim de aceste trombocite și terapia se numește practic PRP, plasma rich plachete, deci plasma îmbogățită cu trombocite. E o terapie simplă, se poate practica într-un cabinet medical, nu e nevoie de spitalizare. Se recoltează sângele pacientului ca la orice recoltare de analize între 10 și 180 de mililitri, ceea ce vă povesteam că sunt kituri diferite. Prin centrifugare se separă aceste trombocite care ulterior, în aceeași etapă procedurală, sunt injectate în articulația dorită. Ele, din punct de vedere al durerilor, ca și procedură, doare de la 0 la 10, maxim 1. Adică nu dor. Ulterior, pacientul nu simte mare lucru în ziua respectivă a injectării, iar rezultatele apar în câteva săptămâni.
Adică a venit de dimineață, ați vorbit cu el înainte, vine special pregătit pentru ziua intervenției, este recoltat sânge, se face această selecție, se recoltează de fapt trombocitele, da. După care ele sunt injectate în locul dorit, cu problemă. Da. Haideți să vedem unde pot fi injectate. Cum se injectează? Ca o perfuzie? Ca o injecție. Ca o injecție. Ca o injecție. Sunt anumite zone care necesită ecoghidare, adică le facem un control ecografic, de exemplu la nivelul umărului sau la nivelul coloanei vertebrale sau în diferite tendoane și așa mai departe. Sunt altele care nu necesită ecoghidare, cum ar fi la nivelul genunchiului sau gleznei, articulații mai simple din punct de vedere anatomic și mai ușor de ajuns la nivelul lor. Toată procedura, așa cum ați descris-o noastră foarte pompos, durează 40 de minute. Adică din momentul în care vine pacientul și pleacă, 40 de minute. Nu durează mai mult. Hai 50 maxim. Haideți să vedem clar în ce suferințe. Atunci când vorbim de gleznă, când vorbim de genunchi, să le luăm pe rând. Sunt două categorii marșilate unde noi putem să facem aceste terapii. Sunt tendinopatiile, adică inflamațiile tendoanelor, practic. Aici putem să le împărțim în două categorii, pentru că nemții au o terapie care se numește Sanakin, care este în aceeași gamă cu PRP-ul, să-i spunem așa, numai că mai folosim un incubator intermediar, iar acest produs biologic, sângele, stă 3 ore în incubator, iar acest factor de regenerare se amplifică foarte mult sau se multiplică foarte mult. Și ulterior sunt injectate tendoanele cu această terapie. O arată de succes fantastic, adică în tendinopatia hileană, una dintre cele mai frecvente afecțiuni. Ați văzut și la sportive, persoane cum e Simona Halep, care joacă 3 turnee și după aia pică pentru că are tendinopatie de care nu scapă. Rata de succes e de 86%. Bineînțeles că discuția e multiplă, că ca sportiv ai nevoie și de repaus și așa mai departe. Uneori nu-ți permiți din cauza contractelor și discuția e foarte complicată, dar eminament, rata de succes e de 86% cu această terapie și e un rezultat fantastic. Deci asta se numește Sanakin sau este PRP-ul sau trombocitele clasice fără a folosi incubatorul, folosite în artroze, dar în artroze incipiente. Artroza, prin definiție, este o afecțiune degenerativă care înseamnă afectarea cartilajului articular. Cartilajul este acea structură nevascularizată și neinervată care îmbracă extremitățile osoase în momentul când ele se întâlnesc, adică la nivel articular, genunchi, umăr, gleznă, șold și așa mai departe. Prezența cartilajului articular ne face pe noi, care nu avem această afecțiune, să nu ne doară nimic când mișcăm articulațiile, pentru că se întâlnesc practic două structuri care nu au terminații nervoase. Lipsa cartilajului articular sau afectarea lui înseamnă artroză. Ea poate fi restrânsă sau poate fi localizată doar într-o anumită zonă, într-o articulație, de obicei apare după un traumatism, adică poți să ai un traumatism cu un impact puternic în articulația respectivă. Să vă dau un exemplu, nu știu, cas pe mână și atunci aici apare un impact la nivelul cotului și sare o bucată de cartilaj. E tot un fenomen, să zicem așa, artrozic, dar post-traumatic. Sau poate să fie la persoanele de vârsta a doua și a treia o boală degenerativă care apare singular sau în contextul altor afecțiuni reumatologice, adică ai poliartită reumatoidă, reumatism și așa mai departe, aceste afecțiuni duc la degradarea articulațiilor. Și chiar în acest context în care este degradată articulația sever, nu în fază incipientă, pentru că inițial vorbeam de artroză în fază incipientă, în contextul unei artroze cronice, să mă gândesc la vârsta a doua, a treia, Pot fi terapii biologice, dar acest PRP nu are niște rezultate atât de bune. De ce? Pentru că capacitatea lui de regenerare nu este atât de mare. Adică, practic, dacă noi avem o zonă care nu mai are cartilaj articular sau e foarte afectat cartilajul, nu ai suficient de multe celule ca să poți să regenerezi țesutul respectiv. Cel mai bun kit din lume de PRP are de 8 ori concentrația de trombocite pe care noi o avem în sânge. Deci dacă să zic noi avem 200.000 de trombocite pe mililitru, faceți un calcul simplu și vedeți că injectăm 1,6 milioane de celule. Există alte țesuturi care sunt mult mai potente și au mult mai multe celule regenerative. Și aici, cum să vă zic, este denumirea comercială de celule stem, dar e doar o denumire comercială. Adică aceste celule stem, de fapt, sunt celule pluripotente, sunt niște celule care pot fi recoltate din mădulă osoasă sau din grăsime. Grăsimea este țesutul
cu cele mai multe celule regenerative din tot corpul. Ele pot fi recoltate, aceste țesuturi, bineînțeles că și ele trebuie preparate în diferite moduri. De exemplu, mădva osoasă, când o recoltăm, trebuie tot așa centrifugat și separate, pentru că în momentul când o recoltezi din mijlocul unui os, recoltezi celulele osoase, care nu ai nevoie și așa mai departe. Și există diferite metode și putem să le exemplificăm și mai tare. Da, deci în acest context, când care vorbim deja de o suferință cronică, putem recurge la a doua terapie, aceasta cu celulele stem. Aceasta cu celulele stem. Zicem celulele stem pentru că așa sunt cunoscute. Așa sunt cunoscute, dar v-am zis, denumirea nu este corectă. Ele se numesc CVF, stromal vascular fraction, deci o fracțiune celulară care poate fi recoltată din alte zone ale corpului. Este o procedură care necesită spitalizare. Nu se poate face în cabinet, pentru că recoltarea este destul de traumatizantă în momentul în care am face-o fără niciun fel de anestezie. Nu ai cum să dai o gaură în nos și să te aștepți că pacientul nu simte nimic. Din contră, adică n-ai cum să faci așa ceva în secolul ăsta. Și necesită o ospitalizare de 3 ore în care pacientului se recoltează un set minim de analize, pentru că primește o anestezie superficială pe venă pentru 5 minute cât durează recoltarea și cu o incizie minimă de 1 milimetru, indiferent de zona recoltată, există niște trocare speciale prin care recoltăm aceste țesuturi. Până la urmă, cât de avansată poate fi artroza la o persoană de 50 de ani, 60 de ani, astfel încât să poată suporta astfel de intervenții? Aveți pacienți care au fost supuși unei astfel de terapii cu celule stem? Mulți. Da. Și mă gândesc la boală cronică de aceea. Da, ne ferim de pacienții care deja au deformări osteoarticulare de ax biomecanic. Pentru că în momentul în care ai o astfel de artroză și suferi de ani de zile, axul biomecanic, adică ați văzut că sunt pacienți care au picioarele strâmbe, efectiv. La acești pacienți rezultatele sunt slabe. Deci în momentul în care ai o artroză semnificativă, ai axul biomecanic, pentru că practic, cum să vă zic, chiar dacă tu încerci să aduci ceva bun pacientului, este o balanță între bine și rău, practic. Adică cât de mult pot celulele tare să producă o regenerare raportat la uzura care apare în viața de zi cu zi. Apoi, dacă pacientul, de exemplu, e supraponderal, are 150 de kg în loc să aibă 80, iar spui aceeași întrebare, uzura lui de zi cu zi și stresul care îl dă, excesul de greutate, poate fi combătut de celulele care le injectezi tu? Nu, în mod cert. Și atunci, dacă pacientul e supraponderal, dacă pacientul are niște deformări semnificative de ax biomecanic, îi spune că tratamentul corect este protezarea articulației și oricum, să știți, conduita corectă în fața unui pacient este să-i spunem că aceste terapii nu fac altceva decât să mai amâne deznodământul care este același. Adică nu poți să-i spui pacientului că o artroză poate fi învinsă prin aceste terapii regenerative. Nu, poate fi amânată. Contează și asta și conta foarte mult în trecut și poate o să conteze mai puțin în viitor. De ce? Pentru că în trecut și în cărțile actuale, când deschizi practic zona de tratament într-o artroză, prima propoziție spune că artroza sau tratamentul artrozei sau artroplastia, deci înlocuirea articulației cu o proteză, este o operație cu eșec programat. Adică în momentul când ți-ai pus o proteză, te aștepți și știi sigur că după o anumită perioadă va trebui să o schimbi, pentru că ea se degradează. Înainte, aceste artroplastii sau durata de viață a unei proteze era undeva la 10 ani. În momentul de față a crescut. Firmele care produc aceste implanturi dau certificate de garanție pe 35 de ani. Dar ca să facem o glumă, știți cum e și la mașină când ți-o cumpere, spune consumă 5 și acasă 8, că e testat în condiții ideale. Adică nu are toată lumea aceeași greutate, nu are toată lumea aceeași uzură, nu are toată lumea aceeași activitate, unii pacienți mai cață, mai lovesc. Adică se întâmplă o grămadă de lucruri în viața unui om. Apare osteoporoză, 80% din femeile de 60 de ani au osteoporoză și 100% din cele de 80 de ani au osteoporoză, care ce înseamnă? O rarefacție osoasă, care în timp duce la pierderea, practic, masei osoase, adică a fixării proteze și trebuie să schimbi proteză. Și atunci, cumva, dacă faci această boală degenerativă la 50 de ani, și na, în România speranța de viață e de 71 de ani, dar probabil că ușor, ușor va crește, te aștepți ca această proteză să fie schimbată și cumva dacă mai prelungeți viața articulației, atunci îți va fi mai bine. Mai există un principiu în care oamenilor le este frică de această operație de protezare și pe bună dreptate într-un fel, pentru că este o operație
destul de complexă, dar putem și fi și optimiști în zona aceasta, pentru că în momentul de față este o operație care se face în toate spitalele, a ajuns să dureze sub o oră, indiferent de articulația protezată, iar medicii sunt foarte, foarte învățați cu această tehnică chirurgicală și fiind învățați, rezultatele sunt mult mai bune, fără doar și poate. Acum 30 de ani, când se punea o proteză, se închidea spitalul. De bucurie, toată lumea pleca acasă, era ceva extraordinar. În momentul de față, se pune proteză, e ceva banal, într-un fel, dar anvergura tehnicii chirurgicale nu s-a schimbat, să știți. Adică impactul operației asupra pacientului este identic. Chiar dacă durează o oră, da? Pacientul tot prin aceeași suferință, adică te doare după, ai 3 luni de recuperare și așa mai departe. Și mulți pacienți au frica aceasta de protezare și atunci există această alternativă, dar pusă în lumina corectă, pentru că e doar o amânare în sine, la un moment dat, în funcție de speranțe de viață și afecțiunile colaterale, tot trebuie să faci lucrul ăsta. Dar în opinia dumneavoastră, a proteza un genunchi cu artroză severă la o vârstă înaintată are un beneficiu? Pentru că sunt foarte mulți vârstnici care ajung acolo, 80-90 de ani, adică... Vârsta nu e un impediment, să știți. Nu e un impediment. Afecțiunile pe care le are pacientul, afecțiunile colaterale pot fi o problemă. Adică noi am avut la centrochinetic pacient, din păcate, de 47 de ani, care avea 5 stenturi cardiace și era pe dializă. Și avem paciente, avem eu personal, am 3 paciente de 95 de ani, care mă întâlnesc o dată pe an și doar ne salutăm. Și nu au nicio problemă. De asta e genetică pură, adică nu ai cum și se vede în tot, adică nici nu arată de 95 de ani, arată de 70 și așa mai departe. Mintea, ochii, totul este în asentiment cu articulațiile. Domnule doctor, în alte suferințe în care folosiți terapiile biologice, ambele? Le folosim și la sportivi, destul de mult, pentru că toate studiile au arătat și noi am remarcat că recuperarea lor este mai rapidă. De exemplu, avem un pacient care îi facem o sutură de menisc. Rata de succes a acestei, deci practic are o leziune a unui ligament în interior și noi îl coasem. Rata de succes este de 86% dacă se face în prima lună de la traumatism. Nu mai există studii ulterioare pacientul dacă vine la 2 luni, la 3 luni, la 6 luni, pentru că sunt prea multe variabile. Adică, de obicei, pacientul vine când îl doare. Tu nu știi de când are leziunea respectivă. Nici un RMN din lume nu o să zică, vezi că a făcut leziunea pe 18.04.1996. Habar n-ai. Și până la urmă, indicația chirurgicală depinde de vârsta pacientului. Și mă rezum doar la leziunea de menisc. Adică poți să-i faci meniscectomie sau poți să-i coși meniscul. Dacă îi faci meniscectomie, adică îi scoți meniscul și pacientul are sub 50 de ani, în 10 ani va fi ca la 80 de ani cu genunchiul. Deci nu ai voie. Și atunci tu, prin oricare ar fi momentul când i-a apărut leziunea, tu trebuie să-i coși meniscul. Și atunci, ce poți să-i mai faci o terapie regenerativă ca să-i crești șansele de vindecare? Bineînțeles că nu știi procentual care sunt șansele de vindecare, dar îi le crești în mod cert cu această terapie. Sau îi faci pacientului ligamentoplastie, deci o altă intervenție chirurgicală, în urma unui traumatism prin care sau în urma căruia pacientul jupe ligamentul încrucișat anterior sau posterior, care sunt pivoții centrale articulației. Îi luăm o grefă din altă parte și o fixăm în mijlocul genunchiului cu anumite implanturi. Ei, integrarea grefei ce înseamnă? Să se prindă de țesutul osos și să rea funcțiile grefei care s-a rupt sau ligamentului care s-a rupt. Dacă facem o terapie regenerativă, șansele de vindecare sunt mai mici. Și există studii, adică în mod normal ligamentizarea sau vindecarea se produce undeva la 9 luni de zile de la operație. Dacă îi face terapie regenerativă sau mai multe, undeva scade la 5-6 luni. Deci câștigi 4 luni pentru un sportiv care depinde de un contract și viața lui sportivă este limitată și câștigurile pentru tot restul vieții lui depinde de momentul în care practică sportul respectiv, contează și o lună contează. Așa este. În alte suferințe? M-am spus, avem tendinopatiile, da? Sau inflamațiile cronice la nivelul tendonelor musculare, în rupturi musculare. În rupturile musculare, în mod normal, când se rupe un mușchi, apar și niște celule care produc o destrucție, cum sunt macrofagele, care practic măresc leziunea respectivă, după aia apar celulele care regenerează. Adică asta e procesul natural al corpului. În aceste zone, noi aspirăm
sângele care este generat în urma rupturii musculare și injectăm doar fracțiunea celulară care ajută la vindecare. Deci, practic, grăbim procesul de vindecare. În artroze, așa cum vă spuneam, și cam astea sunt indicii, în urma unor intervenții chirurgicale pentru a grăbi procesul. De exemplu, și în protezare în afară, plaga operatorie și mușchii, în momentul când sunt suturați în urma intervenției, sunt injectați la final cu PRP, tocmai pentru a grăbi procesul de vindecare. Dar pacientul are o stare în continuare bună sau după această transfuzie, să zic, are anumite simptome? Nu simte nimic, pentru că în mod normal când donează sânge, donează cam 500 de mililitri. Noi când recoltăm, recoltăm între 10 și 180. 180 sunt cazurile extreme, când pacientul are mai multe articulații, adică are probleme, că în mod normal pentru o singură articulație noi recoltăm cam 60 de mililitri de sânge, ceea ce este puțin. Deci de 10 ori mai puțin decât la o transfuzie. Și atunci pacientul nu simte absolut nimic. Și vindecarea, ați spus că este mult mai ușoară, deci el pleacă în ziua respectivă acasă și recuperarea este rapidă. Da, nu are niciun fel de restricție în urma acestei proceduri, doar că aceste terapii regenerative merg cu un proces inflamator, adică simte puțin o mică inflamație la nivelul articulației sau zonei injectate și pacientul e sfătuit 2 săptămâni să nu ia antiinflamatoare, pentru că și inhibă procesul regenerativ. În rest, nu există nimic. Poate să meargă lejer, poate să meargă așa cum arăs întotdeauna, regim alimentar, poate să meargă la servici, nimic special. Nu trebuie să stea prea mult pe scaun, că amorțește. Nimic. Deci totul este perfect. Dar ați făcut o mențiune extraordinară. Totuși, să ne gândim care este beneficiul. Pe cât timp avem acest beneficiu al terapiei biologice? Cel mai important studiu la nivel mondial a fost făcut, publicat la Praga în 2019. Au fost incluși 1100 de pacienți și au fost făcute 1800 de injectări. Adică unora dintre ei s-au făcut 2 articulații. Și studiul a fost publicat în 2019, probabil că a început undeva prin 2013-2014, pentru că pacienții au fost urmăriți pe 4 ani. Și au spus că în urma acestui studiu, pacienții au avut rezultate foarte bune și au spus că va fi principala metodă de tratament și va fi, ca să zic așa, gold standard înaintea protezării. Adică va intra în protocolul de a trata pacienții. De exemplu, la cel mai mare congres de ortopedie sau unul cel mai mare care le avem noi anual, mă rog, în ultima perioadă nu s-a mai ținut, din păcate, ISACOS se numește, în 2016 au spus că este cea mai mare descoperire din ortopedie această, sau aceste terapii biologice, cele mai mari descoperiri după invenția sau inventarea artroscopului, adică trecerea de la operațiile clasice la operațiile mini-invazive, care a fost prin 1980. Și asta va fi al doilea mare pas în ortopedie. Dar cum vedeți dumneavoastră rostul? Pentru că, așa cum ne gândeam până acum, sigur că toată lumea le considera salvatoare. Mi-ați explicat că nu sunt salvatoare, reprezintă o etapă. Da, nu este etic să le spunem că sunt salvatoare, exact. Să știți. Pentru un tânăr care, de exemplu, are niște leziuni degenerative la 30 de ani, că sunt pacienți. Sunt pacienți care se nasc cu diferite displazii, adică nu au un raport osos corect din naștere, când sunt copii și adolescenți nu simt absolut nimic, ulterior când mai există modificări de greutate, la femei sunt sarcini și așa mai departe, încep să simtă și încep să aibă dureri articulare și atunci la o scanare, la un RMN sau un CT, deci o investigație clasică, vedem că poziția oaselor nu este una ideală și această poziție duce la vârste mult mai tinere sau mult mai fragile decât vârsta clasică la leziuni degenerative. Ce înseamnă leziuni degenerative? Că nu o să facă un tânăr de 30 de ani, nu o să aibă genunchiul ca un om de 80 de ani, ci vor începe să apară mici crăpături prin cartilaj, care înseamnă practic o condromalacie stadiu 1. Dar practic începe să aibă dureri. Pentru acest pacient soluția e salvatoare, pentru că rezultatele sunt fantastice pe grupa asta de vârstă, adică el în mod cert își prelungește cu mulți ani viața genunchiului și gândiți-vă că noi suntem într-o evoluție continuă, adică noi le oferim acum această terapie, ei se simt foarte bine și chiar au regrese, adică le faci RMN după un an și vezi că acele șansuri s-au diminuat și se simt foarte bine, medicina e într-o continuă progresie
și cumva le dăm practic o șansă ca peste 10 ani să apară altceva mult mai bun și în continuare să salveze viața articulației. Deci cumva trebuie să ne raportăm și la ceea ce se întâmplă acum. Dar pentru pacienții vârstnici de 70-80 de ani, nu pot să vină la cabinet și noi să le spunem că fac această terapie și nu o să-și mai pună niciodată proteze, pentru că asta e o minciună, clar. Nu ai cum. Poți să le spui că în situația în care nu își doresc în momentul de față intervenția chirurgicală, nu sunt pregătiți din punct de vedere mental, că practic asta e problema esențială, poate să existe o alternativă pentru câțiva ani de zile. Științific, cum ați explica aceste două etape? Păi este foarte simplu. Când mă refer la protezare, artroza este o boală degenerativă. Această boală degenerativă, gândiți-vă, facem o analogie simplă, pentru că ortopedia este în zona aceasta, e ca o balamă la ușă. Balamaua respectivă are o durată de viață și depinde cât de grea este ușa și de câte ori o trântești. În momentul în care vii și faci o terapie generativă, nu faci altceva decât să mai uși puțin balamaua. Dacă procesul respectiv continuă și ușa e la fel, peste 3-4 ani, 5 ani, 2 ani, depinde și de, cum să vă zic, de genetica pacientului respectiv, el va ajunge în aceeași situație. Și în contextul în care, sigur, nu era pregătit, dar în opinia dumneavoastră, ar putea sări din start peste această etapă, terapia biologică, mergând direct la protezare, cum s-a întâmplat până acum, înainte să cunoaștem aceste terapii, ar exista vreun avantaj? Austriecii au încercat să facă un protocol în zona aceasta, adică și în Austria și în Germania există protocoale foarte clare. Și ei au spus clar, dacă pacientul ajunge din investigațiile imagistice, adică să-i spună medicul radiolog, să-i scrie pe fișa respectivă, are artroză stadiu 4, medicul ortoped trebuie să-i pună proteză. E gold standard. Dacă nu faci chestia asta, pentru medic e considerat malpraxis, pentru pacient, pacientul își pierde asigurarea medicală. Nu prea ai posibilitatea să spui și ceea ce ai dorit tu. După 10 ani de gândire în direcția asta, pacienții au fost întrebați care este gradul de mulțumire și în Austria gradul de mulțumire este 60%. De ce? Pentru că în mod normal tratamentul în artroză trebuie să fie personalizat. Nu poate să fie standardizat, pentru că depinde de ceea ce simte pacientul. Și o să vă dau un exemplu. Noi avem un pacient care are 82 de ani, vine aici la clinică, eu nu știu cum el merge. Adică, sincer, e peste puterile mele de înțelegere. Niște radiografii incredibile, adică incredibil de rele. Rele, da. Și joacă tenis de performanță. Dar nu joacă tenis că îi suce cu un prieten din an în Paște, joacă la turnee cu oameni de vârsta dumnealui, cu piramidă, cu 3 meciuri într-o zi și așa mai departe. Dacă îl întreb dacă îl dor genunchii, spun că îl dor odată la 3 ani. În rest nu are nimic și vine de întreținere. Și atunci dacă stăm să ne gândim, adică întrebarea e simplă, acestui pacient, dacă îi se pune proteză, el va fi mulțumit? Nu, pentru că pe el oricum nu-l doare nimic. Și atunci pentru el, o terapie simplă, nici măcar asta regenerativă nu-l ajută, că nu are rost să schimbi fiziologia internă articulației, că el și-a găsit un echilibru. Adică îi mai faci puțin kineto cu el și așa mai departe, poți să injectezi un alt lucru despre care noi nu am vorbit, acidul hialuronic, care este, să facem așa o comparație, ca uleiul la cutia de viteze la mașină. E o comparație urâtă, să-i zic așa, dar este o substanță care scade coeficientul de frecare și, bineînțeles, care are niște nutrienți care mai hrănesc cartilajul dacă el există. Dacă nu există, e pur și simplu un lubrefiant în interiorul articulației cu un timp de resorție de 6-12 luni. Și dar atunci nu ajută dacă nu îi scade coeficientul de frecare, îmbunătățește mobilitatea și îl ajută. Este un lucru simplu care poate fi repetat din 6 în 6 luni și pentru el e maxim ce ar trebui să facă. Pentru că orice altceva îi va strica echilibrul respectiv, care e fizic și mental. Asta vreau să spun până la urmă. Domnule doctor, în condițiile în care vorbiți de niște radiografii care vă înspăimântă și de un om care joacă tenis, da, putem să revenim la ceea ce ne ajută foarte mult. Încrederea noastră, mentalul. Totdeauna și mai ales în aceste afecțiuni, dar nu numai eu în ele. Eu n-aș fi crezut că în ortopedie putem vorbi de asemenea lucruri, pentru că durerile în ortopedie nu se compară cu nimic. Durerile sunt subiective, să știți. Durerile sunt subiective. Și aici iară pot să vă dau un exemplu. E un pacient de-al meu care a fost operat, i-am făcut ligamentoplastie, deci reconstrucție de ligament încrucișat la nivelul genunchiului.
tehnica presupune să facem niște găuri noase, să punem niște șuruburi, să fixăm acolo. Sună destul de pompos, dar ce vreau să vă spun e că e o operație, chiar dacă este mini-invazivă și are 3 incizii minime, totuși e traumatică pentru organism. Ea la suprafață pare simplă, că ai niște incizii minime, dar noi până la urmă folosim niște burghii și așa mai departe. Și a dat recenzie pe internet și a spus că și-a făcut după operație remene, pentru că el nu a crezut că i-am pus greft acolo, pentru că nu l-a durut absolut nimic. Pentru mine, iar e de neînțeles, cum să nu te doară nimic când noi am dat găuri? Te doare până la urmă dacă te înțepi într-un deget, nu? Te tai cu un virgulă cuțitul acasă, te doare, nu te doare o zi. Și așa mai departe, nu te doare nimic după operație. Bineînțeles că după operație pacienții în zilele noastre primesc niște medicamente și acele medicamente sunt mult mai performante decât ce era acum 30 de ani și așa. Dar totuși chiar să nu te doară, că la spital stai o singură zi. Adică după aia duci acasă, mai primești medicamente și acasă, dar totuși cumva să nu simți nimic. Și atunci ajungem la concluzia care e scrisă în toate cărțile, că simptomele sunt subiective. Și aceste simptome, sau noi trebuie uneori sau de cele mai multe ori, trebuie să ne luăm după ele. Pentru că noi tratăm niște oameni, noi nu tratăm remeneuri sau radiografii. Bineînțeles că pacientul meu, dacă își trimite radiografia cel cu artroza de 82 de ani la 100 de clinici europene și nimeni nu îl întreabă cum îl cheamă și ce îl doare, toată lumea îi va spune că trebuie operație, fără doar și poate, dar până la urmă noi tratăm oameni, nu radiografie. Nu se plimbă cu radiografia prin oraș să le arate prietenilor, ia uite ce am pățit eu aici. Ei, nu contează chestia asta, contează cum se simte pacientul. Ăsta e scopul nostru final. Pentru că am vorbit puțin despre acidul hialuronic și suntem pe final de emisiune, totuși, haideți să punctăm când anume recomandați a fi utilizat. Dacă vreți să punctăm toate infiltrațiile în ortopedie, există mai multe categorii. Folosim antiinflamatoare. Sunt infiltrații foarte bune. Dacă auziți, de exemplu, la televizor că un sportiv joacă cu infiltrații, joacă cu aceste antiinflamatoare. Adică e un medicament, sunt două pe piață la ora actuală în lume, sunt făcute în alte țări europene, în Germania și în Slovenia, și au rolul de a scădea inflamația într-un timp record. Adică faci pacientului azi o injecție și peste 3 zile e perfect, nu mai are nicio problemă. Adică e ca și cum ar lua, nu știu, să vă dau un exemplu, un antiinflamator foarte important, 3 vagoane odată. De ce? Pentru că dacă ia pe cale orală, nu există atracție către zona dureroasă și atunci antiinflamatorul ajunge în sânge și din sânge peste tot, prin zonele, prin tot corpul, cum ar veni asta. Dacă se injectează acest antiinflamator exact în zona dureroasă, efectul este fantastic. Chiar dacă se injectează o doză foarte mică, adică injectăm 0,4 ml, adică foarte puțin. Există infiltrațiile cu acid hialuronic, v-am spus, sunt foarte des folosite. Sunt o alternativă, de exemplu, la pacienții care au artroză în stadii avansate și nu vor nici protezare și noi ne gândim că aceste terapii regenerative, aceste, să zicem, celule STEM, sunt prea mult pentru ei, pentru că uneori ne gândim și la raportul beneficii-cost. Dacă nu ar costa nimic pe lumea asta și am putea să le oferim pacienților tot, bineînțeles că nu ne-am mai gândit și în zona asta și n-am avea aceste cutume de gândire. Și sunt infiltrațiile sau terapiile regenerative care, v-am spus, să folosesc în indicațiile care le-am menționat anterior, destul de largi. Domnule doctor, a fost o bucurie să ne întâlnim cu dumneavoastră. A zburat timpul. Avem un obicei. În final, vă rog să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Ce ați vrea dumneavoastră să le spuneți tuturor celor care vă urmăresc, poate cu temerile lor, cu suferințele lor, cu problemele lor, poate cu bucuriile lor? Îi sfătuiesc pe pacienții să se informeze foarte bine înainte să facă o alegere și mai ales când sunt în fața unei alegeri chirurgicale și să aibă încredere în noi, în medicii ortopezi, pentru că am reușit să aducem toate tehnicile chirurgicale care se fac la nivel mondial și să le ridicăm la un nivel destul de înalt. Mulțumesc încă o dată, domnule doctor Andrei Ioan Bogdan. Mulțumesc și eu. A fost o bucurie și am avut foarte multe de învățat. Aș vrea să ne gândim la un singur lucru, poate, din tot ceea ce a spus domnul doctor, și anume, durerea este subiectivă. De fiecare dintre noi depinde cum înțelegem durerea. Dar poate chiar să ne gândim la ea că are o altă cauză, poate e altceva la mijloc.
haideți să ne gândim că durerea este subiectivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fost alături și vă îndemn, nu uitați, prețuiți sănătatea!